Secuitoarele dureri de spate, Dani, pentru că m-am gândit eu că acestea apar fără să țină cont de vârstă și atunci avem o gamă largă, da? Da. Bun. Hai să vedem, dacă suferi de dureri de spate, află că nu ești singurul. 7 din 10 persoane la un moment dat în viață vor avea dureri de spate. Cel puțin asta spun statisticile. Ce este de făcut? Studiile clinice au demonstrat că mișcarea acționează ca un medicament pentru articulațiile dureroase, așadar vremurile în care se recomanda repausul la pat sunt de mult trecute. Astfel s-a descoperit un tratament modern bazat pe recuperare medicală activă prin mișcare, tratament eficient în cazul durerilor de spate și amănunte aflăm imediat. Vorbim despre dureri de spate, pot fi extrem de supărătoare. Ce este de făcut? Propuneți astăzi un tratament modern. Despre ce este vorba? Este vorba de întărirea musculaturii coloanei paravertebrale. Stabilizarea și redresarea musculaturii paravertebrale se realizează cu ajutorul unui concept David. Este vorba de acest complex de 6 aparate interconectate la un server care, funcție de greutate, vârstă, înălțime, greutate pentru fiecare pacient în parte, presupune și un tratament personalizat. Pentru că acest aparat funcționează în baza unui algoritm și selectează anumite forțe cu care se lucrează, e vorba de o mobilizare activă a musculaturii și efectele sunt extrem de benefice, întrucât randamentul pe forța musculară, mobilitate, amplitudine, echilibru între musculatura din partea stângă cu partea dreaptă înseamnă o creștere de la un 15 până la chiar 50% după 12 sau 24 de ședințe, o ședință durând între aproximativ 40 de minute și 50 de minute. Dar în ce constă tratamentul? Ce se întâmplă când lucrezi la un astfel de aparat? Pacienții sunt imobilizați, anumite segmente importante ale corpului sunt foarte bine fixate, astfel încât prin mișcări de flexie, extensie, rotație se execută funcție de caracteristicile de care am spus anterior, care țin de fapt de individualitatea fiecărui pacient. Evident, și noi avem posibilitatea de a interveni peste acest algoritm presetat, încât pacientul să obțină o creștere a calității vieții considerabilă după 12 sau 24 de ședințe. Și în ce situații recomandați un astfel de tratament care ar fi util? Aș putea menționa orice ce înseamnă durere de spate, incluzând și anumite tipuri de modificări degenerative ale discurilor intervertebrale, inclusiv hernie de disc, evident anumite stadii și asta rămâne la faza de decident, adică ne aparține nouă. Scolioze, cifoze, deci tot ceea ce înseamnă întărirea musculaturii paravertebrale. Deosebire de orice alt aparat de mobilizare activă medicală, acesta este singurul care poate permite o evaluare concretă, reală, după cele 12 sau 24 de ședințe efectuate și anume se face un test inițial care poate fi comparat cu testul final și astfel putem vedea rezultatul tratamentului. Atât pentru astăzi. Sunt Simona Dragomir. Ne revedem miercuri în jurul orei 10 aici la Neața ca să spunem bună dimineața, sănătate, zi minunată să aveți. Dani?